Salut, măsacalilor, ce faceți? Primul clip pe care îl filmez în 2020, un an nou frumos, în caz că nu v-am zis, să fiți sănătoși, să fiți fericiți. Să uitați la mine în continuare. Încerc acum să filmez cât mai pot, că după vine sesiunea și deja am probleme, pentru că ghiși cine nu a fost la facultate în ultimul timp? Nu știu nici eu, oare cine? Tocmai de aceea vă rog pe cei care nu mă urmăriți pe Instagram, neapărat dați un follow la Niculeț, pentru că postez multe chestii pe Instagram, story-uri, când n-am timp să fac așa și să activați clopoțelul, dar din nou nu așa, ci așa, din nou, știi, cu de-astea, așa, să primești notificare. Astăzi o să ne uităm la niște imagini cu cei mai ghinion, mă rog, unii dintre cei mai ghinioniști oameni din lume. În primul rând vreau să lăsați un comentariu cu cea mai ghinionistă povestea voastră sau cel mai ghinionist moment din viața voastră, înainte sau după video. Iar în al doilea rând vreau să vă zic că orice poveste ar fi nu este mai ghinionistă decât a mea, pentru că viața mea e ghinionistă, adică eu m-am născut ghinionistă, de fapt mama e ghinionistă, că m-am născut, știi, adică eu sunt ghinion, adică... Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Și-a prăjit din greșeală telefonul într-un tort. Wow, e... Mamă, e scârbos. Zici că are mucegai, zici că e bure, zici că e spoș, bă, telefonul, de măcar în prima poză. Băi, da capul meu și-a pus MacBook-ul lângă lumânare. Bă, eu găuri MacBook-ul. Te duci cu MacBook-ul ăla la un prieten, zici, uite, bagă-și tu ochiul, ce să vezi cât de prost ești. Mi-aduc aminte că am făcut și o dată așa, eram când eram acasă la Bacău, eram mai mic, pur și simplu aveam o lumânare, un fel de candelă de asta, știi, și aveam un suport la bucătărie cum ar veni și m-am gândit eu să-i fac o surpriză lui mami, știi, am aprins acolo candela, se vadă frumos, le reflecta lumina, am închis becul, știi cum ar veni, cu curățenie acolo în bucătărie am aranjat chestii și după, ca să vezi, bă, când intră mama în bucătărie, mă, fum, mă, mama, unu, doi, geam, închide geam, închide geam, mă, bruceam, murim, mă, baia pe frate, vreau coară, cum deasupra la candelă era lemn, știi cum ar veni gen o ars. Și gen, i-am făcut surpriza lui mama. O mobilă nouă. Aoleo. Bă, trebuie să dați un like dacă ați avut măcar o dată ghinion în viață. Măcar o dată, frate. Trebuie să fac o grămadă, că fiecare om a fost măcar o dată ghinion în viață. Ce Dumnezeu. Bă, ești prost, eu nici acum nu pot să fac parcări așa bune cum e asta. Să mă bată mama, nu știu cum a ajuns aia acolo. Adică e normal, gen, nu știu, frate, știi când dacă trebuia să duc așa, gen gravitația, nu știu, să cadă mașina, dar cred că avea viteză, frate, știi, s-am fip direct acolo. Măcar n-a căzut mașina la, bă, sincer, n-a căzut, hai că n-a căzut, dacă e, hai că da. Dau un close-up pe fața aia și imaginați-vă că spune: și ce vrei să facă, mai copilă? Ia belește tu ochii aceia în altă parte, că dacă îți... Bă, cum Dumnezeu ajungi cu o mașină într-o piscină, frate? Adică cum poți să ajungi cu o mașină într-o piscină? Nu știu unde era mașina, că n-avea cum să fie, frate, uite, în locul ăsta de aici, că n-a... uite, e îndreptată cu fața spre mine, deci venea de acolo. S-o fi urcat pe casă cu mașina, mama, dacă dau front flip, îmi dai 10 lei să mor, mama, te rog eu. Hai de capul meu, cuțelul, și mai cuțelul, ia nu mai fac acasă, mă. Săracu, bă, uite-l cum se uită așa, mă uitam și eu azi când am auzit că nu intru în sesiune. Nu vă gândiți acum că eu nu merg la facultate, că... Merg și eu la facultate, numai că merg fix când nu trebuie. Nu știu, uite, dar sunt ghinionist, vezi? Dacă dă Dumnezeu și ajung în semestru 2, promit. I-am promis și numai zic, mă, dar mă țin, asta e, mă calculez cu prezența, bă, asta e. Bă, ești profesor, opcheia, nu știu. Bă, de fapt, știi ceva, nici nu-l judec că mi s-a întâmplat. Uite, altă poveste cu mine și cu mama mea. Bă, cât am durat mama, bă, mi-a dat mama, bă, nu știu, cred că a prima sau a doua oară când mi-a dat cheie, trebuia să mă duc, frate, la ea la muncă, frate, și eram copil. Sunt cu Iușa și vii așa, nu era departe de casă. Sunt cu Iușa și vii, dar vii acum repede că am nevoie. Trebuia nu știu ce să iau, ceva, să aduc ceva. Fratele, uite așa eram cu cheia, uite așa eram. Aveam cheia la gât, știi cum ar veni. Și eu nu m-am mai plecat, știi să, cum ar veni, știi să scot cheia direct la gât, așa, să nu pierd cheia. Bă, și bagă fratele cheia, uite așa, știi când o rotește. Știi, zic, am auzit ăla, știi așa, sunetul ăla de încuiat. Bă, și reacția m-a fost, am încuiat-o, știi, și-am făcut așa. Bă, și când am plecat, știi cum, bă, să mor, nu, că m-a trăs și pe mine de când m-a dat așa cu capul de tot, de ușă, de tot. Și mai du-te la măta, la serviciu cu cheia în gât și cu aia în ușă. Mai du-te la măta, da, stai. Băi, săraca mama mea, mamă, dacă te uiți la clipul, oricum știu că mama se uită la clipul, mai mama, dacă te uiți la clipul ăsta, te iubesc, să... te iubesc, mamă. Această bucățică tânără de domniță... Hai de cap, tu mai s-a așezat pe bancă. Ah, ce bunăciune. Dar această bunăciune, nu m-am observat că aici scrie proaspăt vopsit, vopsea proaspătă. Și s-a așezat frumusețea asta pe bancă.
Și asta este, s-a întâmplat are dungi acum pe aici, știi? Ah, ce domniță, și mă meciuiesc cu ea, avem tot la fel, eram suflete pereche. Doamne, cum se spune când îți plac bătrânii, frate? Bătrânofil, cum sunt aia? Să văd, Doamne ferește, bat aici în lemn, Doamne ferește. Vă rog frumos, toată lumea un moment de reculegere, că ăsta să mor dacă nu-i cel mai ghinionist om. Și nu simțiți durerea dacă nu aveți permis de conducere. Și mai mult, nu simțiți durerea dacă nu aveți mașină. Și mai mult, nu simțiți durerea dacă nu-i mașina ta. Băi, frate, deci mașina mai copilul meu, frate. Deci pe lângă că mașina e copilul meu, e iubita mea. Deci eu de fiecare vă jur pe viața, nu mint cu nimic acum. Bă, când îmi văd mașina, deci uite așa, zâmbesc. Sunt așa, deci mă duc la iubita mea, mă așteaptă acolo. Mă gândesc cum stai peste noapte, mă așteaptă, mă duce unde vreau. Iubita mea, mă, iubita mea. Da, păi dacă tot a căzut vopseaua asta, putem să spunem că și a vopsit-o. Nu cred care erau șansele. Tu îți dai seama omul să încerce de 5 ori și să-i se blocheze 5 de astea. Și mai zici aici și când ți este foarte foame, bă, păi da, eu nu mai sta așa ceva. Deci la prima, dacă nu-mi cădea prima, apelam la metoda cu care am fost toți oamenii îndăruiți de către Dumnezeu. Ei, dă chipsul în coa frumos, iau chipsul, bag chipsul de așa, bag în gură, plătesc chipsul. Vai, nu cred, bă, nu. Oricine cred că o pățit asta măcar o dată, dar nu neapărat așa de mult. Bă, dar deci nu există, toată lumea o pățit, deci n-ai cum să nu pățești asta la când ești la școală, mai ales. Vai, dacă n-am pățit așa și pe gura asta, mamă, că aveam cerneană în gură, credeam să te-am zis că gata, și gata, am închis fixul, zic eu, hai că l-am închis, dacă e fix așa, nu zici. Bă, care erau șansele, bă, să se închidă un copil într-o zonă, într-un magazin cu papuci? Bă, sincer, mie îmi plac sneaker și dacă eram închis, asta e, frate, deci te stau toată seara, papuci aruncam acolo, știi, pe după, frumos, a, e, găseam eu. Putem spune că și-a luat el pășița. Putem spune că fetița era chiar pe picior de plecare când s-a făcut poza. Cred că a încheiat seara cu stângul. Ce bune sunt astea. Da, ma, asta e sigur, fetița trăiește pe picior mare. Mamă, ce ghinion, frate. Ah, și-a rupt o fată blugii. Mamă, ea... Cred că-i acordam o mână de ajutor dacă eram acolo. E rău să ți se rupă blugii. Wow, ce nașpa. Da, ce să zic, mi-am rupt și o dată blugii așa și... Mamă, dacă era atât de imagine, vă dați seama, hop, așa. Adică, fraților, uitați-vă și voi, ce telefon e ăsta, frate? Adică, nu știu, e ciudat rău. Bă, dacă ar fi după mine, aș opri video aici, știi cum ar veni, sau... Na, asta e. Da, cu părere de rău, o să trec la altă imagine ghinionistă. Ce, frate, chiar i-a prins papucul acolo? Bă, deci nu numai mie mi-e frică, frate, să-mi las așa papuci, știi, când ești acolo și pășești așa repede. Bă, uite, chiar îi prinde. Bă, asta e o capcană, bă, deci am știut bine, bă, că trebuie mereu să pășești pe seară, știi, când se duce așa. Uite, bă, păi, dar ți-a piciorul, bă, ți-a piciorul mor, ești nebun, ți-l găsește mor, piciorul să moră. Bă, ce e asta, mă, o vacă care stă pe BMW? Adică cum? Cum s-a urcat vaca pe BMW-ul ăla, frate, să moră? Putem să spunem că a venit carnea la tigaie. Da, cam ăsta-i videoclipul, mai facem o retrospectivă a toate pozelor prin care am trecut. Da, foarte, foarte ghinioniste, e rău tare, e foarte... mamă, asta chiar nu, deci asta e cea mai rea, frate, asta e tot ghinionul, mă, sincer. Bă, și uitați-vă numai, bă, uitați-vă numai ce nasture fain, frate, deci vreau și eu nasture de să mor, vreau și eu, mă, de-mi pun aici, să mă, hop, știi? Da, bă, șacalor, cam ăsta a fost videoclipul, sper că mi-ați scris și voi acolo întâmplarea voastră, cea mai ghinionistă. Eu, dacă vi l-ați zice pe al meu, ar trebui să fac așa, un episod de 3 ori. Ești nebun? Mi-aș face serial, băi, l-aș pune pe episoade, așa de multe îți. Nu vreau să închei episodul până nu mă dau un pic. Mai bine, episodul s-a terminat, cei care vor pot să plece, dar acum vreau să vorbesc eu de așa ceva cu ăștia, prietenii mei. Aseară mi-am terminat setup-ul cu cable management cu toți și arată cam așa, frate, adică nu știu de voi, bă, dar mie îmi place, bă, l-am făcut cu mâna mea, bă, am muncit, am cumpărat, eu am făcut, am calculat, îmi place, frate, chiar îmi place. Și nu v-am zis, dar am făcut și 730.000 de abonați aproape, tu-ți dai seama, frate, face milionul acuși, bă.
băi, face milion, nu vine să cred, mă. Mi-am lipit aici butonul destul de, mi l-am pus nașpa, mi l-am pus direct pe mijloc, am zis, e, lasă, frate, că până fac eu milionul ăsta, o să cadă el butonul. Bă, frate, nu vine să cred, mai așa un puțin și trebuie să-l mut, frate, să pun pe celălalt de milion. Trebuie să zic, bă, șacarilor, vi le dau pe astea două sale voastre, le meritați, uite, le meritați, sunteți cei mai tari. Vă pup și vă iubesc, nu uitați de un follow pe Instagram, neapărat, frate, vreau să ne strângem cât mai mulți pe Insta, nu pentru mine, frate, dar acolo mă exprim mai ușor, știi, într-un timp mult mai scurt, adică ajunge informația la voi mult mai rapid. Care ați rămas până aici, doar ăștia care mă auziți, e doar pentru voi, dați-mi un mesaj privat pe Instagram, trebuie să aveți profilul public, îmi ziceți cuvântul banană ca să vă cred că ați rămas până la final și o să vă dau like la o poză, da, știți doar voi, da, și îmi dați în privat. Vă pup, vă iubesc și să aveți cel mai frumos an, voi să vi-l faceți frumos. V-am pupat. Pa, bă!